Băieți și fete, în sfârșit s-a întâmplat. S-a schimbat chapter-ul pe Fortnite. Habar n-aveți de cât timp așteptam asta. M-am săturat de mapa veche, m-am săturat de chapter 2. Băi, ne trebuie asta neapărat, pe bune. Neapărat uitați-vă la tot videoclipul, pentru că v-am prezentat cum e chapter 3 cu bune și cu rele. Bă, nu prea sunt rele, sincer să fiu. Oricum, pe mine m-a dat pe spate. Neapărat înainte să înceapă clipul, inundați butonul de like ca să-mi arătați mie că vă place treaba pe care eu o fac. Nu ne-a abonat canalului, neapărat să se aboneze, pentru că nu uitați, avem un giveaway foarte mare pe Instagram. Trebuie să fiți abonați, follow pe Instagram la 1 robinet 1 și neapărat codulețul pe item shop. Nu vreau să mă lungesc mult cu intro ăsta, ok? Vă las cu videoclipul, vizionare plăcută. Acum că am ajuns în Fortnite, băi băieți, din câte puteți vedea, deja avem level 3. Am jucat un pic pentru că am făcut live stream aseară și nu mint, din ce am încercat până acum, e tare rău de tot. Hai să vedem Battle Pass împreună. Bine, probabil foarte mulți dintre voi știți, așa că o să dau repede scroll prin Battle Pass. Nu exagerez, îmi plac prea rău Monster Truck-urile, frate. Deci e genial. Și nu știu ce mai îmi place mie așa mult din Battle Pass. Ah, bă, da, fiți atenți, ăsta. N-ai cum. Hello. Nu știu, frate, dar eu chiar îl consider un Battle Pass reușit. Acum hai să mergem direct la treabă și să dăm niște solo-uri. Holy shit. Am văzut lobby-ul și ieri. Am câteva locații descoperite pe hartă, dar o să mergem și o să vedem și acum. Lobby-ul e genial. Vreau să mergem în Shifty Shops, oameni, pentru că nimeni nu se aștepta să apară locația asta și efectiv când ajung aici mi-au doza necesară de dopamină. Deci locația asta mie la suflet, frate. Eu când m-am apucat de Fortnite, aici mă băteau. Era fericirea aia, frate, că e joc nou, te joci, încerci să faci o chestie și uite, frate, că am sentimentul ăla înapoi. Bine, dar acum joc bine rău de tot, nu mă înțelegeți greșit. Ia să iau mai repede niște meți. Am om și în spate și în față, toată lumea e pe mine. Băieți, nu, că pe ăsta-l bat eu. Nu mă bate el pe mine. Eu îl bat pe el. Băi, pe bune, închideți și voi ochii și prefaceți-vă că nu ați văzut fight-ul ăla. Nu! N-am mai avut materiale. Ia! Bum! Mama, aici parcă era un vending machine sau ceva data trecută. O, Doamne! Cât de frumos! Salutare! Domnule! Am încercat să-i dau un pam, n-a mers. Era să mă bată. Bă, dar n-aveam un medkit. What? Bravo, Robi. O, Doamne, și pe lângă locația asta chiar sunt curios ce s-a mai băgat vechi. Văd griziu pe hartă, dar sunt curios să văd ce s-a mai băgat pe aici. Uite, e numit și... acum e Rocky Reels. What the fuck? Ok, hai să coborâm și să mergem, uite, aici. Sunt curios ce e aici. Voi v-ați jucat până acum Fortnite, neapărat scrieți în secțiunea de comentarii dacă vă place sau nu vă place, oameni buni. Mie îmi place pentru că, fiți atenți, s-a băgat și chestia asta. Nu știu, e prea genial. Pe bune, doar uitați-vă la mine. Prea genial. Și iarăși ce mi se pare tare e că s-au schimbat majoritatea itemelor, dacă nu chiar toate. Da, uite sniper ăsta cât de nebun e. Să-l găsesc. Ui, uite-mi victima, fii atent. Kuno. Tu n-ai voie să stai în viață. Poat, cum se numește locația asta? Stați chat că nu știu să citesc. Conny Crossroad. Hai mă, Kuno, să vedem care e adevărat o șmecher aici. A, am 3 gloanțe pe sniper ăsta. Uite-l. L-a bătut pe Kuno. Bravo, bărbate. Așa te vreau. Bă, numai unu-i Kuno. Ce las eu, băi, amice. Opa. Domnule, nu pleca de aici. Nu voi să pleci așa nebătut de nimic. Ură din partea dacă ai vrut să faci asemenea gest. Bă, voiam să mă minunez de pistolul ăla și uite ce-mi face ăsta. Dai în mine, a? A, nu mai materiale, băieți. Nu mai materiale, băieți. Cu ce am dat de mediul ăsta? What? Mamă, ce stai pe Paradise Palms? What? Bine, mă rog, o încercare, e de pe Wish. Bă, dar asta e ceva cartier al bogătașilor sau ceva. Acolo era mare Lamborghini și acolo e mare Lamborghini aici. Da, vreau și eu o armă dacă se poate. Da, mă, băieți, uite ce bine știu să lutez și eu în Fortnite. Ați dat două cu mine, pe bune. V-aș pierde câteva meciuri dacă ați vrea. Bă, dar vezi că și zona asta e tare. Dar parcă e așa totul retexturat, nu știu, e mai... Bă, da, îmi place, pe bune, chiar e tare. Ia cum se cheamă locația asta? Godo Canyon. Și aici e... Chunkers Speedway. Bă, ce-am auzit? Pe tine te-am auzit. Da, eu n-am shotgun. N-am nevoie de shotgun, frate, mă, când am armă asta. Ești nebun la cap. Cum să tragi, frate, așa cu ea? L-am trimis la Nani, Nani, pe băiețel, băieți. Ia uite ce se va și acolo. Uite player. Băieți, pe lângă tot ce v-am arătat până acum, arma asta pe care o am eu pe slotul 1 e prea nebună. Uite cât de prost e asta. E mai prost decât mine. Doar uitați. Cum să pui red tot în Fortnite? Insane. Ia să mă duc și eu cu Lambo-ul. Să mă duc și eu cu Lambo-ul. Broască. Să-i bat și eu pe ăștia de aici. Da, mă, e bine că nu m-a oprit copacul ăsta. Era păcat să mă oprească palmierul. Nu, uite aici. Nu, nu cred că are med, băieți. Atât de aproape. Am găsit o coroană. Coroana mea. Uite. Bă, n-am apucat să citesc, bă, că eu nu știu să citesc. Da, băi, deci acum avem ceva coroană pe cap care nu știu ce face, că n-am citit. Acum nu mai avem, cred. Unde e coroana? De ce nu mai lucește scăpărlia? Și s-a băgat și chestia asta, unde e? Și s-a băgat și chestia asta, Gruzzle Juice, care îți dă heal. Uite, asta e coroana. Uite și player. Și s-a mai băgat un spray care dă heal. Opa, ia să fac eu așa. Prea nebun, prea talent, nu! Mă, nu știu ce să iau, dacă să păstrez arma asta pe care o am eu cu redot sau să iau chestia aia, move. Hai să facem așa, mă. Cred că e mai bine să facem așa. Și eu nu știu să trag cu sniperul, dar nu știu dacă m-am arătat. Uite cât de tare arată acum când trag cu sniperul. Și are și 3 gloanțe. Mi se pare prea tare. Poate așa o să pot să nimeresc eu ceva cu el. Ia că cum mergem în altă locație. Oare să ne descopere pasta de aici? De, după mine, eu aș numi o Whipping Woods. Mă rog.
upgraded version. Nu știu, frate, dar în sezonul ăsta s-au băgat foarte multe chestii noi. Oata costă 4 jack splash-uri. Ia, bărbate, și tu. The Dub. Dar n-am gold să-l cumpăr, bă. Mă, uite și cortul. Nu știu, băieți, ce fac cu cortul ăsta. Vreau să-mi ziceți dacă eu, dacă bag iteme în cort și într-un meciu viitor și găsesc cortul, am itemele pe care le-am băgat în cort meciul trecut, scrieți-mi în secțiunea de comentarii. Vreau frumos, pentru că eu sunt un dobitoc și nu știu. Dar nu sunt un dobitoc, sunt un neinformat. Ok, acum vreau să câștig meciul. Bă, dar văd că ăștia de la Fortnite încă și-au păstrat tradiția cu ceața, că nu văd nimic. Vine la tata, puișorule. Hai, dăm ceva legendar frumos. Nu, sau? Bine, mai că luăm. Uite, ăsta-i spre ăla de care vă ziceam, băi. Bă, e prea tare. Bă, sper să nu fac o greșeală că las SMG-ul ăsta. Dar cam am nevoie de heal. Că s-au băgat și vehicule noi, poate avem noroc să găsim ATV-urile mai exact. Uuuu, câta statuia. Ia uite-l, mă, pe The Rock. Mamă, o vere dacă de mare. Uuuu, vreau pe capul lui. Ok, o să rămân pe umărul lui. Bă, e ilegal ce fac eu aici, cred că-mi iau bani. Cum mă dau jos? Pot să mă mai dau jos? Acum că văd harta de sus, bă, e prea tare. Și înainte mi se părea tare, uite pe ăștia. Ia, fii atent, le dau pe unde nu se așteaptă. Se aștepta, băieți, de-abia aștepta băiatul ăsta să mă bată. Bă, da, tu chiar crezi că ai vreo șansă împotriva mea, amice? Doamne, dacă l-aș nimeri, i-am dat un singur hit de 35. Bă, mamă, cât de lău e. Uai de viața mea, săracu, băi, chat pe bune, că mi-e milă rău de tot de băiatul ăsta. Pot să-l aduc înapoi cumva? Mă duc să-i dau ripot, stați așa. Uite arma asta, dar nu știu dacă vreau să o iau, frate, în combinația asta. Ok, o să rămân așa acum. Mi se pare că am un loadout destul de bun. Poate puteam să schimb shotgun-ul. Dar nu, frate, că și ăsta ești nebun, dă 80 damage. Păi nu dădea cu pampă sezonul trecut atât. Mă, uite pânză de băianjen. Bă, pe aici e Spider-Man? Vreau să iau arma lui Spider-Man să mă joc cu ea. Am materiale. A, materiale, tate. Uite câte boxuri și-a făcut ăsta, băi, panicatule. Hai, vină la drive pack. Ne da hibă. Vai de viața mea, am numele scris cu galben. Băi, sunt tăticul lor, sunt regele lor, gen. Mama, aș lua SMG-ul ăsta, frate. Bă, poți să faci asta și sus? N-are logică. Opa, dar ce avem noi aici? Uite un fight, Black Knight. Bărbate, îmi pare rău, dar meciul ăsta, găulul meu este omor pe tine. Te așteptai să fiu și eu aici, puiule. Cristiano Ronaldo. Ce? Nu. 75 în cap, what? No problem, că ăsta e al meu. Acum vreau să bate aici pe Cristiano Ronaldo, băieți. Stai, bă, nene, că n-am făcut nimic. Vezi dacă ai fost prostovan. Era să fiu eu prostovan. De ce toată lumea dă mine? Nu mai suport. Așa aminteai tu, mă, Cristiano Ronaldo? Altul. Nope, eu plec, pa. L-am auzit. Băi, am niște urechi. Zici că sunt elefant, frate. Da, dați-mi el, dați-mi el. Dați-mi Cristiano Ronaldo. Ce stat tot la mine vine, băieți? Ce părere aveți de acest aspect? Nu, hai, dai și tu edit. Te-ai dus, Cristiano. Unde-i celălalt băiat? Oare n-are? L-am găsit. E un prost. Cum o să dai tot după mine? Pe bune? Mi-a luat haiul. L-am blocat. Cum a scăpat, mă? Ia uite-l, mă, pe ăsta, pe unde mă pușează el. Nu. Băiatul ăsta chiar își dorește win-ul, băi. Mă, mare, băiatul ăsta conștientizează că noi când ne batem aici, ăla de sub noi face tot felul de chestii ca să câștige. Opa, cred că tot eu mă bat cu el. De ce eu mă bat cu toți de fiecare dată? Nu mai am materiale. De ce nu pot builda aici? Îl bat, simt că-l bat. M-a bătut.